Performanțe extraordinare ale elevilor români la lingvistică. De ani de zile, copiii din toată țara participă și au rezultate excelente la Olimpiada de Lingvistică. Este vorba despre o competiție bazată pe logică, analogie și conexiuni culturale, cu scopul de a-și dezvolta competența cheie fundamentală, aceea de a învăța să învețe. Din 2012, elevii români au obținut medalii în fiecare an. Vorbim despre aceste performanțe cu Roxana Dincă, coordonatorul Olimpiadei de Lingvistică. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua și mulțumim pentru invitație! Și cu trei dintre premianți, Bianca Gănescu, Teodor Cucu și Matei Banu. Bună dimineața și bine ați venit! Bună. Acum întrebarea este: ce presupune Olimpiada de Lingvistică? Întrebarea pe care probabil foarte multă lume și-o pune în acest moment, dacă este vechea Olimpiadă de Limba Română sau dacă este ceva diferit. O să încep cu dumneavoastră. Da, este... Toată lumea, într-adevăr, își pune această întrebare, ce este Olimpiada de Lingvistică. Nu este vechea Olimpiadă de Română, sunt total diferite. Practic, este o nouă competiție în schema Olimpiadelor Școlare din România. Și asta presupune, practic, rezolvarea de către elevi a unor probleme autonome de lingvistică, încercând să rezolve, de fapt, pe baza unor date din anumite limbi, fără să cunoască limbile respective. Este puțin ciudat, dar o să vă explice și ei mai multe, o să vă dea exemplele concrete. Am început acest proiect în 2012, când am participat la Olimpiada Internațională, de fapt, ca o echipă ad hoc, nu aveam o selecție națională. Și apoi ne-a plăcut foarte mult ce s-a întâmplat acolo la Olimpiada Internațională și am decis să facem și noi Olimpiada Națională, în care să selectăm cei mai buni elevi care să ne reprezinte mai departe. Tocmai pentru că spuneați că a fost o participare ad hoc în 2012, a fost greu să convingeți ministerul și pe cei din România responsabili de acest lucru să fie organizate și să vă susțină până la urmă? Cred că am întâlnit oamenii buni și prin asta am demonstrat faptul că se poate să începi un proiect de la zero. Am întâlnit oamenii potriviți care ne-au ajutat, într-adevăr, ca în 2013 să organizăm Olimpiada Națională și ne-a sprijinit în acest sens și Facultatea de Litere și, bineînțeles, Ministerul Educației, care ne ajută în fiecare an. Bianca, tu ești medaliată din acest an și sunt foarte curioasă cum a fost pentru tine această olimpiadă, dacă a fost prima participare și cum te-ai îndreptat spre lingvistică? Adică nu-mi dau seama, este o chemare, este un moment în care simți tu că trebuie să faci asta? Da, a fost prima participare. Eu mai avusesem contact înainte cu olimpiada, am mai avut câteva încercări, dar anul acesta, nu știu, pur și simplu, la început nu am avut o dorință neapărat să mă calific la național, am zis să încerc să văd ce se întâmplă. Și după ce m-am calificat, am început să lucrez. Și lucrând, mi-am dat seama cât de mult îmi place. Adică cam așa descoper că îți place lingvistica, lucrând. Și așa a venit dorința mea de a mă califica, de a lua o medalie și așa mai departe. Teodor și Matei, și voi ați luat medalii în anii precedenți și eu sunt foarte curioasă, ca să ne facem o idee, cum sună o probă de la Olimpiada de Lingvistică. Păi... Una simplă, să zicem. Da, de exemplu, etapa internațională are 5 probleme și noi în timp de 6 ore trebuie să ne chinim să facem cât mai mult din acele 5 probleme și sunt probleme foarte diverse. De exemplu, poate să fie o problemă cu un arbore genealogic pe care l-ai desenat acolo și trebuie să dai seama care sunt conexiunile dintre oameni și cum să aranjezi oamenii și numele acelor oameni în acel arbore. Și îți spun, nu știu, date în limba respectivă, doar că într-o limbă nu spui că acesta este tatăl meu sau acesta este unchiul meu. De exemplu, pentru un unchi care este fratele tatălui, folosești același cuvânt ca pentru tată, fiindcă în cultura lor, oarecum fratele tatălui îl creștea la fel pe copil cum creștea și tatăl. Deci sunt niște lucruri care țin foarte mult de cultura poporului care vorbește limba respectivă. Foarte interesant. Matei, pentru tine care a fost cea mai dificilă probă de când ai început să participi la aceste concursuri? Cea mai dificilă probă a fost cea de anul trecut de la Internațională, deoarece a fost prima mea participare și nu aveam atâta experiență și am avut și niște emoții, dar problemele s-au dovedit a fi interesante și am avut și un rezultat. Profesoara noastră de lingvistică, Ana Iorga, mi-a șoptit că este o foarte mare performanță faptul că România a reușit să obțină medalii încă de la primele participări, în condițiile în care voi acolo v-ați bătut cu toate geniile lumii. Și auzind problemele care se ridică la astfel de olimpiadă, îmi dau seama că nu este deloc ușor. Și mă întreb dacă acești tineri frumoși, doamna Dincă, rămân în țară sau dacă vor pleca în curând din România. Da, aceasta e problema noastră, pentru că
de fapt, mulți dintre ei, într-adevăr, aleg universitățile din afară, dar asta nu înseamnă că îi pierdem, pentru Correct. Că ei ne ajută. Într-adevăr, și acum, la Olimpiada Națională, sunt foști elevi olimpici care acum studiază la Cambridge și care ne ajută cu propunere de subiecte. Adică nu îi pierdem efectiv. Ei încercăm să facem o colaborare și să revină acasă în acest sens, să ne ajute pe noi care rămânem aici. Da, e bătaie mare pentru cei care reprezintă România la Olimpiadele Internaționale de Lingvistică. Cum se face selecția? Există niște concursuri înainte și vă întreb dacă din 2012, de la prima participare, a crescut numărul doritorilor. Clar. Clar a crescut. În 2012, când am participat noi, nu era o selecție națională. Apoi, în 2013, foarte mulți, cred că se întrebau, bun, hai să participăm la această olimpiadă, pentru că nu avem foarte multe de învățat. și ce să vezi surpriză. Ce să vezi surpriză, pentru că la națională nu au venit neapărat cei mai buni elevi. Și apoi, abia din 2014-2015, într-adevăr, am reușit să îi selectăm pe cei foarte buni, cei care cu adevărat erau interesați și curioși mai degrabă de subiectele noastre. Selecția se face printr-o etapă județeană și apoi, mai departe, cei care se califică vin la Olimpiada Națională și aici chiar îi selectăm pe cei mai buni dintre ei. Pentru că de fiecare dată când avem în fața noastră tineri foarte talentați, ne întrebăm acest lucru, ceea ce spunea și dumneavoastră, dacă pleacă sau nu din țară, și o să vă întreb înainte de final care sunt planurile voastre de viitor, unde vă vedeți în următorii ani, Bianca? Da, o să plec din țară la studii, adică... Ai deja un plan clar sau încă... Aș fi dorit Anglia. Bine, acum nu sunt decise exact care universitate va fi cea la care mă voi duce, dar Anglia. Și apoi, probabil o să continui studiile tot în țară, și în străinătate și... Nu știu, adică acum nu am niciun gând că mă voi întoarce foarte curând, dar rămâne de văzut. Teodor, tu ce planuri ai? La mine lucrurile sunt deja stabilite. Peste 10 zile o să plec în America la MIT și o să studiez acolo. Matei? Eu încă sunt în perioada de ales universitatea la care să merg. O să încerc și în străinătate, dar depinde de unde o să te accepta și unde mi se pare mai potrivit. Important e ca oriunde veți fi, să fiți foarte buni și să fiți fericiți, pentru că până la urmă asta este împlinirea. Vă felicit pentru tot ceea ce faceți. Știu de la Ana că faceți lucruri minunate și acești trei copii sunt dovada cea mai bună. Mulțumesc tare mult!